Tragedia noastră este că unii dintre membrii societății consideră perioada de aur, perioada interbelică, alții consideră perioada sovietică. Și conflictul între aceste două percepții a trecutului generează scânteie, scandaluri, polemici, destabilizări de proporții uneori pe scena politică. Probabil că trebuie găsit o soluție consensuală prin care fiecare cetățean să-i dă libertatea să interpreteze istoria așa cum îi convine, a nu se confunda cu rolul Academiei, care trebuie să-și facă treaba, și Ministerul Învățământului, iar problemele etnolingvistice să nu servească drept pretext de absorpție a voturilor și de scandaluri publice. Deseori observăm că unele partide reprezintă mai mult extensiunea politicii externe a unei sau alte dintre statele vecine și caută să se muleze, să se armonizeze cu aceste așteptări. Republica Moldova este privită ca un stat țintă, ca un teritoriu recuperabil, și văd că există destui oameni în spațiu public care caută să fie foarte silitori în absorpția acestei idei, dar poate și a fondurilor în sprijinul acestor idei diametral opuse. Nu trebuie să pretindem cu România împotriva Rusiei, nici cu Rusia împotriva României, din vari motive. În primul rând, pentru că altfel riscăm să ne asumăm condiția de margine, de periferie, de teritoriu care nu este capabil să se autoadministreze și nu-și vede rostul în istorie. Ideea națională este în curs de definire. Până mai de una se considera că ideea națională poate fi substituită cu propaganda în favoarea integrării europene. Cred că deja se consumă această iluzie, așa cum s-a consumat iluzia construcției comunismului în perioada între Hrușov și Brejnev. Prin urmare, la ora actuală, singura idee națională poate fi construcția unei democrații funcționale, a unei economii funcționale și a unui stat viabil. Profilul identitar, aceasta este problema care incendiază spiritele, pentru că lumea se cantonează mai mult în trecut și mai puțin privește strategii cum să construim un viitor.